Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, la o nouă emisiune Bucuria Poveștilor, într-o nouă emisiune Bucuria Poveștilor, ar suna și mai bine, dar dacă aș spune într-o nouă poveste, cum ar fi? Poate că și așa ar fi bine. Povestioara de astăzi nu este foarte lungă, dar e plină de înțelepciune și când am descoperit-o pe aceasta, mi-am adus aminte de o alta. Mai țineți minte povestea omului care spunea că Dumnezeu îl ajută, că el așteaptă ajutorul lui Dumnezeu și el va veni. Și sigur că nu pare greșit când spunem așa, dar la un moment dat în satul acestui om vine o furtună foarte puternică și apele cresc și omul se suie sus pe case și vine o barcă către el și îi spune omului: hai omule, vino, suie-te în barcă, salvează-te. Nu, că aștept să mă ajute Dumnezeu. Și oamenii ridică din nume și merg mai departe. Mai apar alții cu o barcă și apa era și mai sus și omul stătea așa pe un colțișor mai avea pe care stătea ferindu-se de ape. Și oamenii: hai omule, suie-te în barca asta, suie-te, haide, salvează-te, nu, că aștept să mă ajute Dumnezeu. Și oamenii pleacă de acolo și omul stă, vine un elicopter, trimitem pe cineva la tine să te ia de acolo, că apele vor veni peste tot, te vor acoperi. Nu, că eu aștept să mă ajute Dumnezeu. Și sigur că la un moment dat întrebarea omului a fost: bine, Doamne, dar eu am așteptat să vii să mă ajuți și n-ai venit. Am trimis la tine două bărci și un elicopter și tu n-ai urcat în niciuna dintre bărcile acestea și nici în elicopter. E, povestioara pe care vreau să vă spun, după această introducere, care a fost de fapt tot o povestioară, dragii mei, este despre un om, despre un vânător, căruia îi plăcea foarte mult să vâneze și în fiecare zi, dis de dimineață, se trezea de vreme și mergea prin pădurile din ținutul acela pe care îl cunoștea foarte bine și în care locuia încă din copilărie, să vâneze animale. Într-o bună zi, așadar, dis de dimineață s-a trezit, cum era obișnuit, a intrat în pădure și a văzut un șoim care avea o bucată de carne în cioc. Și omul a urmărit șoimul și a văzut cum acesta coboară, se așează pe o creangă de copac. În copac era un cuib, în cuib o cioară. Și șoimul, cu ciocul său și ținând cu ghearele lui, rupe bucățele din carnea aceea și hrănește cioara. Măi, zice vânătorul, dar ce lecție mi-a dat mie Dumnezeu aici, zice. Așa ar trebui și eu să procedez de acum încolo, precum șoimul acesta. Uite, de ce ar trebui să mă mai preocup eu de ce mănânc, de ce beau, că uite, are grijă Dumnezeu de toate și nu mai, ce să mă mai gândesc eu în fiecare zi, să nu pot să dorm noaptea de grijă, își spuse omul. Așa încât s-a întors la el acasă și din ziua aceea a început să nu mai mănânce, a început să nu mai bea. Acum soția lui: mai bărbate, te-a nevastă. Păi, mănâncă, am gătit, ți-am făcut mâncare, ia și mănâncă. Nu, eu nu mănânc. Lasă că are grijă Dumnezeu, mi-aduce. A doua zi, bărbate, da, nevastă, dar nu, ți-e foame? Mi-e foame, dar nu mă mai obosesc eu să mănânc, să beau. Are grijă Dumnezeu de mine și stau aici, aștept că o să mi se aduc așa. Păi, cum să-ți adică mai mult? Nu mai zic că nu mai aduci de mâncare, spune nevasta, deja nemai știind ce să facă. Nu te mai ocup de hrană în casă, nu te mai ocup de nicio treabă. Acum nu mai vrei să mai mănânci. Dar cine, bărbate, să-ți dea în gură? Sau că nu, biata femeie, nu știa ce să mai facă. Nevastă, te rog frumos, nu te mai preocupa de nimic, are grijă Dumnezeu. Păi are grijă Dumnezeu, măi bărbate, dar eu trebuie să mă preocup, a spus femeia, pierzându-și răbdarea și mergând la treburile ei. Acum, după vreo 3-4 zile de stat așa, în care omul nostru n-a mâncat, n-a băut, leșinat bietul de el, a adormit și a avut un vis. Și în vis i-a apărut un înger. Omul foarte nelămurit așa și mânios chiar, ce bine înger, dar eu am văzut șoimul acela cum el a hrănit o cioară, auzi,
o cioară. Păi, și atunci am înțeles că Dumnezeu mi-a trimis un semn. Mi-a trimis un semn în care mi-a zis că de acum nu mai trebuie eu să mă preocup, nu, de mâncare, de băutură, de să aștept. Păi, n-ai înțeles bine, omule, i-a spus îngerul. Mesajul pentru tine nu era să fii precum cioara, era să fii precum șoimul. Și s-a trezit omul nostru din vis. Și nu doar că s-a apucat să se preocupe de cele ale vieții lui, că rostul lui este să-i ajute pe ceilalți mai neputincioși, să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutor și el trebuie să fie șoimul, cel implicat în toate. Și uite așa, cu mesajele pe care le primim sau nu le primim, le vedem sau nu le vedem, le înțelegem ori nu le înțelegem. Aceasta a fost povestioara de astăzi, dragii mei. Vacanță frumoasă în continuare. Numărul de telefon rămâne același, 0740-171-622. Vă aștept să-mi scrieți. Ați putea să-mi scrieți și de pe unde ascultați poveștile în vacanță. Pe curând! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!